Binecuvântăm numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Mulțumim, Domnule, pentru că El este acela care ne-a sprijinit și în această zi, ne-a ajutat, ne-a ocrotit și ne-a păzit. Mâna Lui cea dreaptă, îndurarea Lui a fost cu noi și astăzi și în seara aceasta. Ne bucurăm că avem din nou prilejul să ne strângem la oaltă în Duhul și să slăvim pe gloriosul nostru Tată, Dumnezeul nostru, care s-a îndurat de noi și se va îndura și în continuare, pentru că nu ne va lăsa El. Spune cuvântul că nu ne va părăsi și nu ne va lăsa. Vreau să citesc din Psalmul 37. Cuvântul spune: nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei ce fac răul, că sunt cosiți, iute ca iarba și se veștejesc ca verdeața. Încrede-te în Domnul și fă binele, locuiește în țară și umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Stăteam și mă gândeam, împăratul David, în primul verset vine și spune: nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei ce fac răul. Mă gândesc că a fost întristat, a fost lovit, a fost supărat, a fost întristat și din cauza unor oameni răi care căuta să-l atace, să-i facă rău, să-l întristeze. Și din experiența aceasta, El vine și spune: nu te mânia pe cei răi. De multe ori poate avem și noi parte la servici, încolo și încoace, prin alergarea noastră. Poate suntem întristați, ne întristăm, pentru că vedem, nu suntem scutiți. Suntem copiii Domnului și de multe ori cei rău lucrează prin cei răi și caută să ne aducă întristare. Dar noi, ca și copiii ai Domnului, nu suntem din aceia care să ne răzbunăm imediat, să întoarcem rău pentru rău. Și așa cum spune împăratul David, cât de frumos spune: nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei ce fac răul, că sunt cosiți, iute ca iarba și se veștejește ca verdeața. Și zice el: încrede-te în Domnul și fă binele, locuiește în țară și umblă în credincioșie. Un îndemn foarte frumos din partea unui om al Domnului, din partea lui David. El, ca și împărat, vedem niște cuvinte minunate așezate în Sfânta Scriptură, niște îndemnuri foarte frumoase, foarte bune pentru noi. Dacă pe vremea lui atunci au fost valoroase, cu cât mai mult în vremurile noastre sunt mai de preț. Pentru că oamenii, în vremurile acestea, de pe urmă, oamenii de afară sunt tot mai răi, caută să facă rău copiilor Domnului. Și cât de frumos spune: încrede-te în Domnul. Chiar dacă ești lovit, chiar dacă ești bajocorit, chiar dacă ți-aduce întristare, este unul care are judecata, Dumnezeu, El judecă. Noi oameni nu trebuie să judecăm, să intrăm, să judecăm. Dumnezeul nostru atotputernic, El judecă. El este Cel care poate să facă o judecată dreaptă. Și mai spune cuvântul: Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima.
Vedem, ca și copii ai Domnului, noi nu ne încredem în oameni. Noi nu așteptăm ajutor de la oameni. Oamenii nu ne pot oferi un ajutor. De multe ori avem probleme, avem greutăți și oamenii dau din palme și spun că nu se poate face nimic. Dar la Dumnezeu este rezolvare. El nu este ca omul. Omul e neputincios. Dumnezeu este acela care poate să facă minuni. Și de aia spune, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce dorește inima. Dorești lucruri care omul nu le poate da, nu ți le poate da nici de cum. Dumnezeu ți le poate da. Poate ești întristat, poate ești amărât, poate ești, ai căzut într-o stare de... Poate nu mai ai putere să înaintezi pe această cale. Pe această cale spune cuvântul că este o cale îngustă. Este o cale pe care mulți poate mă gândesc că le-e frică să pornească. Și poate ai pornit pe această cale și la un moment dat te gândești că nu mai poți să înaintezi pentru că nu poți să ții această cale. Am întâlnit cazuri și din nefericire nu sunt puține. Promițând și ridicând mâna că vor să se predeie Domnului și peste câteva zile vine și spune că a făcut o greșeală, că n-a fost o hotărâre bună, crezând că este un lucru greșit ce a făcut ca să slujească pe Domnul. Dar vedem că ce rău este care vine și schimbă lucrurile. În loc să te facă să propășești, să înaintezi, să mergi, diavolul ce face? Vine și îți ia ce ai primit. Dacă ai fost cercetat odată, dacă ai fost prin cuvântul Domnului cercetat și ai luat o hotărâre, du-o până la capăt. Stai lângă Dumnezeu. Că Dumnezeu te va binecuvânta. Și cât de frumos spune, Domnul să-ți fie desfătarea. Vedem, am pornit pe această cale Dumnezeu să ne sprijinească, să ne ajute, să putem, El să ne fie desfătarea noastră. Nu lucrurile acestei lumi trecătoare. Trăim pe acest pământ unde noi știm cu toții ce rău își are reședința Lui. Și mai ales în vremurile acestea se luptă cu noi. N-are treabă cu cei care nu sunt, care sunt de partea Lui, sunt de partea Lui, dar cei care sunt copiii Domnului, ce rău se luptă. Și cuvântul ne îndeamnă aici, încredințează soarta în mâna Domnului, că Domnul este acela care ne va purta de grijă, Domnul ne va sprijini și Domnul ne va da putere. Noi nu putem, de multe ori, ne simțim așa de slabi, fără putere, parcă nu mai putem să înaintăm. Dar slăvit să fie Domnul, că El este Cel care a biruit. Și spune cuvântul acolo, îndrăzniți că și Eu am biruit lumea. Și cât de frumos spune acolo cuvântul, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și Eu vă voi da o dignă. Nu oamenii. Dumnezeu acela care ne-a promis că într-o zi ne va duce acasă. Ce frumos spune Mântuitorul în Ioan, în capitolul 14. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Care om a spus pe acest pământ lucrurile acestea minunate? Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. A fost acolo prezent în mijlocul ucenicilor Fiului Dumnezeu, ambasadorul venit de sus, care s-a coborât să salveze omenirea, Fiului Dumnezeu, Creatorul, care a luat parte când i-a creat, când a fost făcut omul și a spus,
Să nu vi se tulbure inima. De multe ori suntem tulburați, poate suntem așa, cădem în niște stări în care parcă nu mai putem să înaintăm. Dar Mântuitorul ne spune să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Noi suntem frații Domnului Iisus și surorile Domnului Iisus. Noi avem un Tatăl care este sus în ceruri, care și-a trimis Fiul pe acest pământ să moară pentru noi. Și spune mai departe, încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care nu s-a schimbat. El și astăzi face minuni și în dimineața zilei de astăzi pe fiecare dintre noi ne-a ridicat în capul oaselor și ne-a spus inimii noastre să mai bată încă o zi. Și uitați, în seara aceasta, prin ajutorul Domnului, noi ne-am putut aduna ca să slăvim și să glorificăm numele Lui cel Mare. Mulțumim Tatălui Ceresc pentru îndurarea Lui cea Mare. Haideți să mergem înaintea Domnului și să ne închinăm înaintea Lui. Vrem să-i mulțumim.